Bună ziua, suntem Ilia Babu și astăzi l-am alături de mine pe domnul Dumitru Nancu, directorul Fondului Național de Garantare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Bună ziua și bine ați revenit la noi în studio, domnul director. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, stimată doamnă. Vreau să facem o analiză, un bilanț a celor 4 ani de mandat încheiate de dumneavoastră, 2020-2024. Da, practic, întreaga mea activitate vreau să o evaluez în funcție de indicatorii cheie de performanță. Sunt două categorii, de indicatori financiari și indicatori non-financiari. În ce privește indicatorii financiari, vreau să spun că în anul 2023, și aici avem cei mai importanți indicatori financiari pentru orice societate comercială, este profitul și cifra de afaceri. Din punct de vedere al profitului, Fondul Național de Garantare este cea mai profitabilă instituție financiară a statului român. Vreau să vă spun că în 2023, la sfârșitul anului 2023, am obținut un profit de 236 de milioane de lei, de 7 ori mai mult decât avea fondul la sfârșitul anului 2019. A fost un succes mandatul dumneavoastră. Da, practic. Și este. În 2019-18, când au fost ani de creștere economică, profitul era undeva la 50 de milioane și a ajuns la 235. Deci, practic, acest lucru se datorează colegilor mei. Asta vreau să vă întreb. Cum ați reușit performanța aceasta? Practic, la preluarea mandatului, Fondul Național de Garantare avea un singur program și acela, prima casă care a fost introdusă în anul 2009, era un program care, practic, a fost schimbat în 2019, o casă, o familie, a fost redusă garanția și, practic, era nefuncțional. În ianuarie, când am preluat mandatul, am venit cu un plan de 14 programe față de unul cât era la momentul respectiv. În luna septembrie am reușit să reinventăm programul Prima Casă, Noua Casă și chiar în anul 2021 a fost la fel. Și cât de mult a devenit, cât de mult succes ați avut cu acest program? Păi practic în anul 2021 a fost cel mai mare plafon alocat vreodată în cei 15 ani de Prima Casă, 2,5 miliarde care a fost tipuizat în 2 luni de zile. Bine, cifra de afaceri la fel, în anul 2019 a fost 141 de milioane și am reușit la fel să o triplăm, să ajungem undeva la 326 de milioane de lei. Aceasta s-a datorat în primul rând programului cel mai de succes programul IMM Invest. În 16 aprilie 2020 România a fost prima țară care a obținut avizul Comisiei Europene pentru a introduce o schemă de ajutor de stat pentru IMM-urile afectate de COVID. Să ne aducem aminte că 4 luni de zile în momentul respectiv economia mondială a fost închisă, iar prin acest program am ajuns la 30 iunie, practic, a fost închis programul. Am derulat 5 ani de program IMM Invest și creșterile acestea, atât din punct de vedere indicatorilor financiari, se datorează programului IMM Invest, formele sale și componentele sale. Ca să vedem magnitudinea acestor cifre, trebuie să mergem și să vedem că Fondul Național de Garantare, în cei 22 de ani, 23 facem anul viitor, a garantat peste 500 de mii de IMM-uri, iar în perioada 2020-2024 am acordat jumate din garanțiile care s-au întâmplat, deci a fost practic și aici trebuie să mulțumim sistemul financiar bancar. Sistemul financiar bancar a înțeles în anul 2020, a fost cel mai mare partener public-privat. Cu ce sistem bancar lucrați mai mult? Toate instituțiile financiare, deci cele 23 de bănci. Toate băncile, am început cu 23 de bănci. La fel, în momentul când am ajuns la Fondul Național de Garantare, practic era blocată această colaborare între Fondul Național de Garantare și sistemul financiar bancar și am reușit să deblocăm prin aceste instrumente financiare. Pe lângă IMM Invest am avut IMM Leasing, am avut programul Factoring, programele în sursă proprii. Hai să ne aduceți aminte că în 2020-2021 s-au acordat 100.000 de garanții doar pentru românii care au vrut să-și suspende ratele. Era acea perioadă de 9 luni de zile în care practic orice român care avea un credit prin prima casă, pentru că
noi suntem gestionarea acestui program guvernamental și IMM-urile care aveau garanții nume și cont propriu. 97.000 de români, practic, în momentul 2020 până în 2022, pentru că era perioada aceea de 9 luni, am acordat 100.000 de garanții și, practic, a fost, să spun, un risc asumat de către fondul de garantare. Dar știți cum e, în orice business, 90% este riscul. V-ați asumat și, acest practic, risc. Am văzut că și rata de default, practic, nu a fost executată insignifial. 3-4 garanții au fost executate. De asemenea, haideți să vedem la IMM Invest impactul fiscal, pentru că aici am vorbit de indicatorii financiari, dar în spatele acestor indicatori financiari trebuie să analizăm orice instrument financiar, trebuie să vedem impactul fiscal, atât direct cât și indirect, îl are în economia de piață. Așa cum am spus, din cele 500.000 de garanții, 100.000 de garanții, 98.000 de garanții au fost acordate doar pe programul IMM Invest. Un program care și-a arătat, să spun așa, pe deplin, a fost cea mai mare infuzie de capital în economia românească, practic, în cei ca un clasament în situații pe locul întâi, acest program? Da, e clar, pentru că au fost garanții, sistemul financiar bancar a început cu 23 de bănci, în urma fuziunilor celor două, patru, că au fost, am ajuns la 21 de... Au fost deschise băncile? Pentru nu, acest program? Da, practic vreau să vă spun că în ultimul call pe IMM Invest, care s-a terminat la 30 iunie, am început undeva în luna mai. Da. Deci ne-a fost alocat plafon de garanție de 8 miliarde, iar instituțiile financiare bancare ne-au solicitat 24 de miliarde, deci practic au fost solicitări din partea mediului de afaceri până la urmă, că băncile reprezintă interfața între fondul de garantare și mediul de afaceri. Practic a fost cea mare infuzie de capital, vorbim de 70 de miliarde de lei bani privați infuzați în economie de sistemul financiar bancar. Fondul Național de Garantare a garantat cu 50 de miliarde de lei, deci vorbim aici de 12 miliarde de euro bani instituțiilor financiar bancare. Da. Iarăși trebuie, când vedem, facem impactul fiscal al acestor garanții, trebuie să vedem câți bani, efectul de multiplicare în economie și să vedem câte din aceste garanții, practic, au intrat în default, în neplată. În ce privește impactul fiscal, noi în fiecare an, 2021 pentru anul 2020, acum suntem în lucru, să spunem așa, să facem pe tot programul, pentru că avem și garanții închise în momentul acesta, 2020, deja au trecut 3 ani de zile de când a fost capitalul de lucru alocat IMM-urilor. Acum, la sfârșitul acestui an, vom prezenta cifrele pe tot programul IMM Invest. Am niște cifre, să spun acum, din punct de vedere al NPL-urilor, ne situăm undeva la 0,76, în condițiile în care rata de default pe sistemul financiar bancar este 2,76, iar pe sistemul zona euro, Banca Centrală Europeană a comunicat un default pe anul 2023 undeva la 2,11. Ce înseamnă asta? Garanția nume și constat are atașat un mecanism care se numește fondul de risc pe principiul contributivității. Avem 98.000 de IMM-uri care practic au beneficiat în această perioadă de garanții și, bineînțeles, de acea perioadă, un an sau 8 luni, cum a fost fiecare program în parte, de subvenție de dobândă. Fiecare practic, 8 luni de zile sau un an de zile, dobânda era subvenționată de către statul român, de către guvern, prin Fondul de Garantare și Ministerul de Finanțe. Fiecare IMM plătește un capital, un comision de risc. Încă în acest fond de risc, adică din care se vor face plățile, s-au cumulat până la 2023, fără impactul de acum, 1,5 miliarde din care s-au plătit, vorbim de banii întreprinderilor mici și mijlocii, din care s-au plătit 600 de milioane garanții. Deci acest program, pe lângă faptul că produce un efect direct prin plata de contribuții, impozite și taxe, crearea de locuri de muncă, vom ajunge undeva la 2 milioane de locuri de muncă create de IMM-urilor la toată această perioadă. Deci în menținerea locurilor de muncă, 90% din
cele 98.000 de IMM-uri care au accesat IMM Invest au avut creșterea cifrei de afaceri, 80% din ele și-au crescut profitul. Deci, practic, se vede clar că la un leu pe care statul a garantat, aceste 98.000 de IMM-uri au produs în economie undeva la 12 lei. În afară de acești indicatori financiari, haideți să vedem că prin creditul revolving sau creditul de capital de lucru care a fost acordat pe 3 ani de zile, prioritar era plata contribuțiilor, impozitelor și taxe la bugetul de stat. Ne aducem aminte că 4 ani de zile când economia a fost închisă, aceste IMM-uri trebuia să-și păstreze locul de muncă, plata salariilor, da? Și, bineînțeles, plata facturilor. Deci avem efectul indirect. Cine a beneficiat, în primul rând? Statul, prin plata impozitelor, pe lângă IMM-ul care... Da. Locurile de muncă, salariații și, bineînțeles, facturile în economie. Deci avem un lanț de multiplicare. Am început... Da, practic a fost un an și toată lumea a supraviețuit datorită acestui program. Cei care au acces la programul. Exact. Și am mai spus eu ceva. Noi am început IMM Invest... Tot vorbim de indicatori financiari și eu cred că orice activitate de management trebuie evaluată din punct de vedere financiar și după care mergem pe indicatorii non-financiari, ce înseamnă calitatea produselor pe care le oferi. Am început IMM Invest în 2019. Una din 7 IMM-uri erau bancabile sau primeau un credit bancar. Dar v-ați așteptat când ați înființat acest program la un asemenea succes? Da, era clar, pentru că a venit a fost prima schemă și care, repet, a fost dată la nivelul Comisiei Europene ca drept, să spun eu, un program de succes. Datorită acestui program și acest muncii colegilor mei, eu am fost ales în unanimitate vicepreședintele Asociației Europene a fondurilor de garantare și de creditare. Deci, practic, acest program și-a dovedit sustenabilitatea pe plan local, pe plan național, dar mai ales și internațional. După noi au fost state care, pe aceleași schemă de garantare și ajutor de stat, până la urmă, au multiplicat acest program. Dar ce vreau să spun, că una din 7 IMM-uri au devenit bancabile sau a fost un program de bancabilizare a mediului de afaceri. Să ne gândim că peste 15% din mediul de afaceri a accesat acest program. Am închis anul 2023 cu una din 2 IMM-uri care au fost creditate. Deci, practic, pe lângă faptul că am făcut o bancabilizare a IMM-urilor, este și un program care a contribuit și la scăderea firmelor care au capitaluri negative. În banking, firmele cu capitaluri negative... A contat acest lucru? Păi a contat că era singura condiție de neeligibilitate. Da. Nu, singura, deci era singura condiție de neeligibilitate era să n-ai capitaluri negative. Adică firma să n-aibă jumătate din capitalul împrumat fie către acționari sau către terți. Da. Deci, un banking, firmele cu capital sau în dificultate, sunt acele firme care nu pot fi finanțate niciodată, pentru că ele sunt deja în dificultate și nu pot să-și acopere cheltuielile curente. Da, nu mai vorbim de investiții. În România, în 2019, 43% din aceste firme erau cu capitalul negative. Am închis anul 2023 undeva cu o treime, 30% din aceste firme. Eu cred că aici trebuie găsit în următoarea perioadă programe care să răspundă și să rezolvăm această problemă. De asemenea, ne uitam în 2000... Că vreți să ajungeți până aici, să rezolvați problema acelor... Da, până la urmă e problema mediului de afaceri, adică acele companii trebuie să se financeze. În momentul când nu ești finanțat, ești ca o firmă pe aparate, adică aparatele te țin în viață. Deci, a doilea obiectiv a fost îndeplinit prin scăderea numărului de firme cu capital negativ sau cu capitalurile proprii firmele în dificultate. Pe lângă acest indicator financiar, la fel există acei indicatori non-financiari care, prin calitatea serviciilor sau produselor pe care le ofer. În anul 2020, Fondul Național de Garantare avea 2 reprezentanțe, 2 sucursale, vorbim de ea și Cluj. Am încercat să descentralizăm activitatea, am ajuns la 6 sucursale.
pe fiecare agenție de dezvoltare regională am creat o sucursală, astfel încât cele 6 sucursale ale noastre, Ploieștiul am alocat-o la Brașov și Bucureștiul vor practic alocat la centrală, din cele 8 regiuni. Da. Am încercat unul de centralizare, pentru că nu poți oferi, practic, noi lucrăm cu 23 de instituții financiare bancare, deci în momentul acesta am descentralizat atât activitatea de garantare, dar și de monitorizarea garanțiilor către aceste sucursale și vom accelera acest proces astfel încât aceste sucursale să devină parteneri ai agențiilor de dezvoltare, pentru că avem produse în lucru cu cele 8 agenții de dezvoltare. Deci, practic, am avut și această, m-am plecat și acestui obiectiv de descentralizare a activității. Și obiectivul final, general, era să mutăm presiunea de pe bugetul de stat pe bugetul Comisiei Europene. Și doi, să descentralizăm activitatea astfel încât tot ce înseamnă din regiunea respectivă, mediul de afaceri să se adreseze sucursalei de acolo. S-au întâmplat atât de multe lucruri în 2020-2024, lucruri bune. Ce planuri de viitor aveți? Da, în acest moment, practic, așa cum am spus, noi am devenit, suntem prima instituție financiară care a primit acordul Comisiei Europene. Am fost una jumate auditat pe 9 piloni, pillar assessment, de către Comisia Europeană, care a subcontractat către KPMG România și Luxemburg să fim auditați. Am primit acordul că suntem o instituție care poate contracta direct de la Comisia Europeană garanție în nume și cont emisă de Comisia. Credibilitate foarte mare. Da, practic suntem din cele 16 instituții financiare la nivel din 27 de state membre. România este a 16-a care a obținut acest și singurul fond de garantare, restul sunt bănci de dezvoltare. Practic în 24-a 6-a Comisia Europeană a transmis rezultatul oficial. Așteptăm să se deschidă colul, practic în ultimul trimestru se va deschide colul. Și noi ne-am făcut, să spun așa, 4 produse prin care sperăm să atragem garanții în valoare de 500 de milioane de euro, 550 de milioane de euro în funcție de fiecare produs. De asemenea, primul fond de garantare a creat de Comisia Europeană pentru, suntem primul fond de garantare din Europa care a fost agreat de către Comisia Europeană. Este un proiect pe care l-am lansat în 2020. Practic din 2020 am început negocierile Comisiei Europeană și după 4 ani, uitați-vă că am reușit și să devenim practic la nivel european primul fond care va atrage astfel de garanții. Vreau să vă spun că la nivel european, Investiu este cel mai mare plan de investiție a Comisiei Europene, cunoscut și planul Juncker, după numele fostului președinte al Comisiei Europene, care poartă acest nume. Despre planul AICM, ce ne puteți spune? Ce s-a întâmplat anul acesta? Anul acesta, cred că în luna iunie, am avut adunarea generală și Consiliul de Administrație. A fost, practic, am încheiat un mandat de 3 ani, pentru că la ICM mandatul este pe perioada de 3 ani, 2021-2022 și 2023, în calitatea mea de vicepreședinte și membru al Consiliului de Administrație. Și după care am fost ales în unanimitate pe încă o perioadă până în 2027, membru în Consiliul de Administrație și ca o notate președinte al grupului de lucru pe instrumente financiare și digitalizare. Un alt lucru care am încercat să-l implementez la fondul de garantare a fost digitalizarea completă a garanției. Am avut un proiect pilot, să spunem așa, în perioada de pandemie, și încercăm acum ca toată activitatea noastră, deja la prima casă, activitatea este noua casă, prima casă este digitalizată complet, încercăm și la garanții anume și cont propriu și tot ce înseamnă activitatea noastră. Cât de mult ușurează digitalizarea? Foarte mult, foarte mult, adică prin aplicațiile pe care le generăm, vreau să vă spun că un dosar, dacă este complet,
poate să dureze și 48 de ore de aprobare și atunci practic închidem ciclul, da, de la beneficiar, bancă, da. Dar noi nu intrăm în contact cu instituția financiară, cu beneficiarul, decât cu instituția financiară bancară. Pe cele 4 produse pe care le avem pe garanția Comisiei Europene va fi mult mai rapidă, pentru că noi vom mandata banca să acorde numele fondului acea garanție. Deci, practic, dosarul nu va mai veni la Fondul Național de Garantare pentru o nouă analiză. Banca va face tot acest proces. Noi doar vom monitoriza și mandata instituțiile financiare bancare să acorde garanția de portofoliu. 13-14, cred că între 11 și 14 septembrie avem întâlnirea la Bruxelles pe instrumente financiare și acolo vreau să vă spun că deja noi am semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, da. am semnat deja, avem aprobate deja 6 instrumente financiare. Primul instrument financiar de tip garanție de portofoliu combinat cu grant finanțat din programul de educație și ocupare 2021-2027. La fel suntem, cred că, prima instituție financiară care accesează fonduri europene din această perioadă de programare. Aici intrăm pe un segment nou, vorbim de întreprinderi sociale. Garanția total buget oferit de Comisia Europeană e de 100 de milioane de euro și vom combina instrumentul financiar, minim 10% va fi grant, iar diferența va fi plată de dobândă și subvenție pe perioadă de 7 ani. Al doilea instrument financiar în care s-a aprobat deja memorandumul sunt instrumente financiar finanțat din POCIDIF. Aici bugetul este mult mai generos, vom merge prin produse complementare la IMM Invest. Este vorba de 114 milioane de euro doar ajutorul de la Comisia Europeană, care va fi la fel dublat, multiplicat prin încă 100 și ceva de milioane de euro banii instituțiilor financiar bancare. Și practic vom crea instrumente financiare, 10% din credit pe o perioadă de 7 ani, că vrem să subvenționăm toată dobânda, da. Pentru că aici practic vine sprijinul real către mediul de afaceri, adică încercăm ca aceste credite garantate să aibă și o alocație financiară de 10% din ceea ce beneficiezi, de ce ești creditat, da. Care va fi acordat la sfârșit, în momentul când ți-ai scris, de exemplu, ai un credit de 1 milion de euro, pe o perioadă de 7 ani, se subvenționează din banii europeni dobânda, da? Și la sfârșit, când ai închis creditul, practic, în loc să achiți un milion, pentru că dobânda va fi da. Achitată, practic achiziți 900 de mii. Adică e un sprijin real da. Pentru, și aici ne vom canaliza pentru firmele care sunt în creștere, adică acele întreprinderi mici, peste 10 angajați, pentru că în România sunt sprijinite startup-urile, dar firmele în creștere nu sunt sprijinite, adică nu au suportul respectiv. Au, da, și da. Aici încercăm să sprijinim pe cel bun să devină și mai bun. De asemenea, suntem foarte avansați, am semnat cu ADR Sud-Vest Oltenia, instrument financiar de tip garanție de portofoliu. Aici este subvenție de dobândă și capital pe regula de minimis. Regula de minimis prevede că în ultimii 3 ani fiscali o întreprindere poate beneficia de 300.000 de euro, s-a schimbat de la 200 la 300.000 de euro ajutor de stat. Același program pe regiunea Nord-Est și suntem în lucru cu celelalte 3 agenții de dezvoltare. Domnul Dumitru, vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în studio, replica. Vă doresc să fie următorul mandat, care oricum cei 4 ani s-au încheiat și au fost cu succes și vă felicit pentru asta. Următorii să fie cel puțin la fel de buni ca primul. Vă felicit. Doamne ajută, mulțumesc mult. Și noi vă mulțumim. O zi bună. La revedere.